În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Popor al Sionului, iată Domnul va veni să mântuiască neamurile. El va face auzit glasul măririi sale spre bucuria inimii voastre. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfințite sfințile voastre, părinți, concelebranți, dragi seminariști, dragi biscredincioși, dar credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Suntem în timpul Adventului. Vom celebra mâine a doua duminică din Advent. Ne pregătim astfel pentru a-L întâlni pe Iisus care vine la noi în această seară, pentru că mâine vom fi într-o celebrare specială pentru fericitul nostru Anton Durcovici. Vrem ca noi împreună cu Preacurata Fecioară Maria și cu fericitul Anton să ne îndreptăm spre întâlnirea cu El, cu Iisus. Exemplul Maicii Domnului este mereu viu pentru noi, tot timpul Adventului. Exemplul fericitului Anton ne cheamă mereu să ne îndreptăm spre Iisus, bucuria noastră, spre Maica Sfântă. De aceea ne pregătim acum să ascultăm lecturile sfinte, să aducem laudă lui Dumnezeu pentru marele mister al iubirii sale și să ne rugăm pentru ca poporul nostru să fie binecuvântat prin jertfa și iubirea fericitului nostru Anton Durcovici. Îi cerem acum iertare lui Dumnezeu și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, am păcătuit prea mult cuvânt și din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Și aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Neamul omenesc din robia străveche, Tu L-ai trimis în lume pe Fiul Tău unu născut,
Te rugăm ca tuturor acelor care așteaptă cu evlavie darul îndurării tale, să le dai harul să poată ajunge la răsplata libertății adevărate. Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui ca mărturisind aceeași credință să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Așa spune Dumnezeul vostru: mângâiați, mângâiați-L pe poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale. Un glas strigă: în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată, răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma, cu brațul lui va aduna miei și va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. Arată-ne, Doamne, înădurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Asculta ce zice Domnul Dumnezeu. El vorbește de pace poporului său și credincioșilor săi. Mântuirea este aproape de cei care se tem de el și gloria lui va locui pe pământul nostru. Și adevărul se vor întâlni, dreptatea și pacea se vor înăbrățișa, adevărul va răsări din pământ și dreptatea va coborî din ceruri.
Domnul își va revărsa bunătatea și pământul își va aduce roadele sale. Dreptatea va merge înaintea lui și va călăuzi pașii pe cale. Faceți drepte cărările lui și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite și părăsite ca niște oi care nu au păstor. Atunci le-a spus discipolilor săi, secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l, deci, pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui. Chemându-i pe cei 12 discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. Și le-a spus, mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Mergând, predicați spunând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățați-i pe cei leproși, alungați-i pe diavol. În dar ați primit, în dar să dați. Cuvântul Domnului. Preasfințite, ucenici, părinți concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. În această seară, privirile noastre se îndreaptă spre chipul fericitului nostru martir, Anton Durcovici. Am fost pregătiți de sărbătoarea de ieri,
pentru a privi la Preacurata Fecioară Maria, față de care episcopul Anton a avut o devoțiune deosebită. Și privirea noastră se îndreaptă mai ales spre imaginea sa de păstor. Un păstor care a fost pentru dieceza de noastră, pentru dieceza de Iași, un păstor adevărat în vremuri grele. Nu vreau să mă opresc asupra datelor biografice, pentru că le-am auzit de atâtea ori, dar a fost păstorul diecezei de Iași din 1947, de când a fost numit episcop, și până la arestare, prima fază, până la arestare în 26 iunie 1949, și apoi 2 ani păstor din închisoare, până la 10 decembrie 1951. Două momente, două perioade în care și-a exercitat pe deplin misiunea sa de păstor fidel, păstor chemat să păstorească dieceza de Iași, păstor care a avut grijă de turma, care prin atitudinea autorităților voiau să lase într-adevăr turma fără păstor. Anton Durcovici s-a plecat asupra acestui popor pe care nu voia să-l lase să rămână ca o turmă fără păstor, ci s-a îngrijit. S-a îngrijit de oameni, oamenii care sufereau, oamenii care erau persecutați. Vedem imaginea păstorului bun care se pleacă cu milostivire asupra oiților pierdute și în ciuda greutăților, în ciuda tuturor obstacolelor care veneau din partea autorităților comuniste, el a continuat să meargă, să viziteze poporul. Avea în imaginea sa această misiune pe care Hristos a încredințat-o apostolilor atunci când i-a trimis prin sate ca să predice, să vindece, să alunge pe diavol. Secerișul era mare, într-adevăr, lucrători puțini, ne gândim la preoții puțini pe care i-avea dieceza de Iași în acea perioadă, dar inima era mare a episcopului Durcovici. În afară de această imagine a păstorului care în vremuri grele i-a încurajat pe oameni, i-a îndemnat să fie aproape mereu de biserică, de Dumnezeu, de îndeplinirea datoriilor, am putea spune că a fost și un profet, un adevărat profet care nu atât că prezice viitorul, dar un profet care a vorbit în numele lui Dumnezeu. În toată această săptămână, de când a început Adventul, l-am auzit pe profetul Isaia, la prima lectură, care în continuu încuraja poporul, încuraja să aibă încredere că Dumnezeu va veni, nu va întârzia. Profetul Isaia, care recurge la diferite imagini luate din viața de agricultor sau de păstor, pentru a-i face pe oameni să înțeleagă de grija pe care Dumnezeu o are față de poporul pe care nu-l abandonează. O imagine cât se poate de potrivită pentru a ne gândi și la figura episcopului nostru martir ca adevărat profet. A făcut și profeție atunci când odată a spus că vor veni timpuri mai bune, mai frumoase pentru biserica din Moldova, să nu se oprească oamenii numai la acele momente grele de persecuție, de arestări, de tortură, dar iată că o profeție care s-a realizat. Au venit timpuri mai bune pentru biserica noastră din Moldova, dar aceste timpuri au venit cu prețul sacrificiului său. Atunci când el mergea prin parohii, făcea vizitele pastorale, îndemna în continuu pe oameni să se roage, îndemna să se consacre la Preasfânta Fecioară Maria, îndemna să învețe catehismul, să țină învățătura adevăratei biserici,
O făcea pentru că era datoria sa de păstor, dar și cu această viziune că atunci când vor fi dispărut toate aceste momente grele pentru Biserica din Moldova, oamenii să aibă întrânși încă sămânța credinței, sămânța iubirii, sămânța devoțiunilor creștinești. Și așa a fost. Jertfa episcopului, 2 ani de zile în închisoare, a fost mai departe un îndemn, o predică. Deși nimeni nu știa unde se află și în ce chinuri se zbate, perioada cât a stat în temniță, în suferință, lăsat singur, a fost o rugăciune continuă și o batere a inimii la unison cu turma pe care știa că a rămas fără păstor. Dar de fapt, oamenii au continuat mai departe pentru că cineva se gândea la dânsii, iar Dumnezeu nu părăsește niciodată atunci când oamenii aleargă cu încredere la tronul Harului Său. Ne-a asigurat și profetul Isaia în prima lectură, pe care am auzit-o mai ales în final, atunci când ne spune că ca un păstor își va paște turma cu brațul său, va aduna meii și îi va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Ne-a ținut pe oamenii de atunci, dar am putea spune că ne ține și pe noi ca un adevărat păstor, privind spre noi, noi cei care îi cinstim memoria și care vrem să ne lăsăm mai departe conduși pe drumul cel drept al credinței, al iubirii față de Dumnezeu. Iubiți credincioși, sărbătorile martirilor, sărbătorile sfinților sunt mereu un îndemn pentru noi ca să ne amintim de curajul lor, de mărturia lor curajoasă, de faptul că nu le-a fost întotdeauna ușor. Și privind la acest exemplu al lor, să ne lăsăm mai departe încurajați, mai mult să acceptăm și noi suferințele, greutățile și să le privim prin prisma credinței, pentru că prin jertfă, prin sacrificiu, se ajunge la glorie. Prin jertfă, prin sacrificiu, prin dăruire, până în ultima clipă, fericitul Anton a ajuns la glorie. Este fericit și noi îl cinstim, dar devoțiunea noastră continuă mai departe către episcopul nostru martir, ca să vină și ziua în care să-l putem proclama, să fie proclamat sfânt și să-l cinstim ca un sfânt. Este o onoare și o cinste pentru dieceza noastră, care s-a clădit după moartea sa pe jertfa sa, ca să avem un puternic protector și mijlocitor pentru noi, pentru cei care vrem, într-adevăr, să-L slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și să punem în centrul credinței noastre adevărata învățătură creștină. Și un ultim aspect, doar ca subliniere, ceea ce a reieșit și în manifestarea care a avut loc în aula Anton Durcovici. Episcopul nostru martir a avut o devoțiune deosebită către Preacurata Fecioară Maria. În afară de curajul și puterea pe care primea din Preasfântul Sacrament, cu siguranță această devoțiune l-a întărit foarte mult. Maria este prezentă și pentru noi în timpul acestui Advent, ca să ne lăsăm mereu conduși spre Cel care trebuie să vină sau vine în viața noastră în fiecare zi. Maria ne însoțește și ne încurajează ca în ciuda greutăților, totuși cu privirea îndreptat înainte, să ne îndreptăm spre Fiul ei Iisus. Fericitul Anton Durcovici să ne ajute ca să înțelegem cât de importantă este Preacurata Fecioară Maria pentru viața noastră. Amin.
Frăților prea iubiți, fiind în pregătirea duminicii, celebrăm misa prefestivă cu gândul la credința Preacurate Fecioare Maria, model pentru toți și într-un chip deosebit pentru episcopul nostru Anton Durcovici, și admirând credința lui, acum cu toții ne unim în mărturisirea aceleași credințe și speranțe, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, cu inime pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți izvor de renoire în credință și iubire, spunând: Dumnezeule Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe Episcopul nostru Petru, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria celor care se încred în Tine, te rugăm, ascultă rugăciunea
pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea episcopului Martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele tău sfânt și față de frați, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre, și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru că la a doua venire în strălucirea mării sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduinte, pe care acum veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, întăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Thank you.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, că ești prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară, Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul Aurel, toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să iei, dar spune numai cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
să ne rugăm. Gândește-l sfânt cu această hrană sufletească, te rugăm cu milință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte, să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să ne năzuim spre cele cerești. Întăreți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dea carul de a imita minunata statornicie a fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Încheiem acum această zi minunată cu reflexiile care au avut loc în cadrul simpozionului în concursul acestui departament de cercetare istorică al nostru, departament care a primit în această seară și denumirea și protecția fericitului Anton Durcovici. În concursul invitațiilor noștri de la Sighetul Marmației, doamna Andreea, și de la București, domnul Cosmin, dar și cu concursul părintelui postulator central de la Roma, părintele Isidor, și cu gândurile pe care preasfințitul le-a împărtășit. Ne-am pregătit astfel pentru a celebra acest act de preamărire, pregătind, de altfel, ziua de mâine, și pe care Sfântul Părinte a stabilit-o pentru memoria episcopului nostru. Zi când la orele 11 vom celebra Sfânta Liturghie, amintindu-l pe episcopul nostru și cerând prin el binecuvântarea lui Iisus să vină la noi, când vom face și procesiune cu moaștele pe care noi le deținem aici, în catedrala noastră. Acum, la urmă, mulțumindu-vă tuturor celor care ați luat parte, seminariștilor care ne-au înălțat sufletește și prin intervenția lor la acest simpozion și prin cântarea din această seară, mulțumind tuturor celor care au venit acum, încredințăm ocrotirii, binecuvântării Preacuratei Fecioare Maria, dorința noastră ca fericitul Anton să devină sfânt și rugăm pe el să ne ocrotească țara și poporul nostru. De aceea spunem cu toți și acum la sfârșit. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reveri șarul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, în același Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, inima neprinită a Mariei, fericit e Anton Durcovici. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Prin mijlocirea preacurate Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, fiind să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm acum pentru răposații, frații călugări Iosif, Anton și Mihai, pentru care răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Primește-ne na ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu
paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția. Îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm, pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi, frații călugări, Iosif, Anton și Mihai, pe care i-ai chemat la Tine din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea sfinților Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-o lor, Doamne! Să se odihnească în pace.